Patologia unui vis. Enil Mars și S. Alvas. Dedicație pentru cei care încă mai visează. Când un om are un vis, se vor găsi destui nebun să-l facă nebun, doar pentru că îl are. Calea unui alchimist pare întotdeauna îngustă atunci când are de-a face cu neliniștile sufletului. Acest labirint v-ar putea ține captiv pentru totdeauna, dar dacă îndrăzniți să-l rezolvați, ați putea să transcendeți în galaxii. Îmi permit să delirez. Asta e deschiderea mea maximă. Delirul. Știți care este cazna mea? Să scap odată măcar de singurătate. Deși sunt conștientă că toți o simt câteodată, a mea să lipi strașnic de destinul meu. Și asta caut prin iubire, să o deslipesc. Această patologie a unui biet vis, încă nemuritor, poate este tămăduitoare. Vă spun în sfârșit cine sunt. Să o descoperim împreună, eu scriind, iar alții citind. Ce mult delirez, dar e așa de bine. Îmi simt gândul liber să-și imagineze ce vrea el. Iar în suflet e în sfârșit pace, liniște. Și mă uit la toată viața mea scursă până acum și îmi pare uneori o splendidă pierdere de timp în căutarea unui paradis. Atât de obsesiv, înțeleg de multe ori asta. Dar vedeți, dumneavoastră, tocmai visul ăsta, căutarea trăirii lui, a făcut să se țeasă destinul meu. Am trăit atât de multe metamorfoze încât am ajuns să mă știu mai mult, să știu ce fac și de ce o fac. Că mă asum, deși sunt aceea sălbatică sălbăticiune, dar acum sunt cu adevărat încăpățânat în căutarea mea. Încă mai cred, încă mai aștept. Ca și cum toate iubirile trăite și durerile lor mi-au pavat drumul către vis. De ce vreau eu ca și celălalt să simtă la fel, nu știu. Poate așa mi se pare fair play, dar și extazul și agonia, deopotrivă, nu? Am obosit. Ating starea de negând și nesimțire. Goală. Când nu mai e nimeni și nimic în mine. De câte ori se poate muri? De multe ori, dar doar odată. Cam atât. Necuvintele, ele și ceva patologie. Această pagină ar trebui ruptă din patologia unui vis. Dar tare mult îmi place să împărtășesc iubire. Am înțeles că iubindu-vă atât și iertându-vă pe măsură, mă pot iubi la fel. Și ierta. De aceea este viața mea atât de frumoasă, pentru că o pot lăsa să mă trăiască doar trăind-o cu nesați. Și nu vreau, nu pot, nu m-am născut încă să renunț. Nu știu să trăiesc decât așa. Pare că mă risipesc în oameni și totuși căutarea este febrilă. Câteodată îmi șoptesc că o să nebunesc de-a dreptul, exact așa cum o cred ceilalți. O patologie delirantă. M-am străduit atât de tare să mă fac înțeleasă încât acum nu-mi pasă de etichete, categorii, cuvinte tatuate. Nu știu nimic despre nimic. Câteodată și visul ăsta mi se pare mic, inutil pentru salvarea mea. Am vise. Nu-mi place să le am. Știu că mă consumă nu descifrarea lor, cât revelația unui adevăr conținut de ele. Și mă încăpățânez și mă mint. Și supradimensionez. Poate așa mă apăr, poate este lașitate, ori poate așa îmi construiesc punct cu punct, pas cu pas, iluzia. Așa se mișcă toate. Într-o ciclotimie aparent absurdă, dar așternându-se peste ele vremelnicia.
toate trec. Înseamnă că important rămâne doar cum mă las eu însemnată de ele. O fac în felul meu. Ăsta. Singura nostalgie pe care o am de ceva vreme este că oamenii se ratează unii pe alții atunci când se întâlnesc. Uneori, mai tot timpul chiar, o fac deși își duc drumul împreună. Visez copilărește la întâlnirea care să-mi aducă zâmbet complice în suflet atunci când mă încearcă această nostalgie. Vorbim, povestim, descoperim, poate. Cine? Ce? Pot să ating epuizări mentale și deci emoționale de nedescris în cuvinte. Atât de puternic, incontrolabil, încât mă simt învinsă doar de mine și nebunia mea. Nu mai cred nimeni. Nici că mă poate salva, nici că pot să mă încred. Sunt momente, vin și pleacă. După ce trec, realizez câtă inocență am și cât iad. Nebunia asta mea îmi e propriul iad. Visul. O travă și medicament. Niciodată nu am putut iubi mai puțin decât o fac de obicei. Adică mereu. Nu pot să stau lângă un bărbat fără să-l iubesc cu totul, ca și cum trăiesc cu el, în sfârșit, visul. Pe toți îi fascinează forța asta mea de a iubi așa, doar așa, fără măsură sau frică. Parcă tot universul ne aștepta să ne vadă, același univers ce zace în orice și oricine, ca și cum universul ce în mine se îndrăgostește pentru totdeauna de el. Același univers ce zace în celălalt. Iar asta nu poate fi decât dincolo de răni, lanțuri sau ce credem cu tărie fiecare că suntem. Să fie asta doar o patologie a mitului lui Narcis? Iată un nou drum de deslușire. Atâta efervescență este în preajma acestui vis, încât atunci când simt neîncrederea că o să-l trăiesc, aievea, mă cuprinde pe îndelete același gust nedefinit de deznădejde. De unde vine, de ce mai încă în mine când sunt cu tine, nu pot explica la niciun nivel, prin nicio cale. O fi mintea întreruptă, o fi sufletul hăituit de atâta neiubire. Oi fi chiar eu cea care nu poate. Iar dacă asta mi-e slăbiciunea, nu tu și arată-mi că pot să simt asta. Mereu mi-a fost poftă de doi, doar într-unul singur. Mi-e scrisul învăluit și în labirint, așa cum e și simțirea. Azi mă doare orice cuvânt pe care îl scriu. N-am știut niciodată să nu aparțin până la desăvârșire extazului și agoniei. Ard cu totul. Nu-mi sunt îndeajuns nici măcar cuvintele. Doar tăcerea îmi rămâne aproape, de cele mai multe ori, ca singurul mod pertinent de comunicare. Am făcut destule ofrande nebuniei de a îndrăzni să visez. Adevărata măsură a inefabilului din mine, dacă presupunem că am așa ceva inefabil, este lipsa fricii de a supraviețui oricărui sfârșit. Și că mi-asum să trăiesc cu sufletul afară și că nu mă sperie niciun drum. Iar asta doar pentru că știu să merg doar înainte, fie julită în genunchi, fie târându-mă, dar mersul înainte către visul meu este prin devenire destinul meu. Întrebarea firească a dumneavoastră este: și atunci care este visul tău? Angel. Nu-l spun. Oricum se știe.
Doar lumea invizibilă, mai bogat colorată în nuanțe, a celor ce se întrepătrund când mă îndrăgostesc, mă va duce la trăirea acestui vis, rebel și imposibil pentru ceilalți. Sunt fascinată de sensurile abia imperceptibile dintr-o întâlnire, mai mult oricum decât realitatea, desfășurarea ei care le este tuturor la îndemână. Dacă ești preocupat să le înțelegi, ele ți se arată simplu în toată splendoarea lor. Să visezi nu este complicat. Teribil de greu este să o faci cu acea încredere care poate să-ți relebe aievea însăși existența visului. Împlinirea în real a lui. Așa cred, așa simt. Patologic sau nu, dinspre mine, așa este. Câtă fericire încapă într-o biată natură umană când își trăiește visul. Câtă. De când îl știu, am trăit extazul coborât abrupt în agonie, în timp limită. Mă arde de fiecare dată agonia până la cenușă, iar apoi extazul mă poartă spre beatitudine. Îl știam de câteva ore și ceva dincolo de noi ne-am împins către acest vis obsedant pe care se sprijină fiecare suflare a mea pe aici. Și dacă o fi să renunț la calea înțelepciunii pentru a trăi acest vis, o voi face nu neavând regrete, ci cu bucurie. Oare cum ar părea schinguite de timp simțirile acestui prezent de acum? Candidate la veșnicie sau doar frumoase iluzii? Se pare că mă îndrăgostesc. Paralism absurd, vis lucid, povești nemuritoare, invizibilul trăit ca realitate, întâlnire nemai întâlnită. Liniște în mijloc de furtună. Ce nu e impregnat cu permanență nu există. Timpul demonstrează axioma. Iubirea ca miracol al vieții, cu izvor în bucurie, lumină, cântec și joc. Aceasta este femeia pe care ați întâlnit-o. Și multe alte obsesii despre vis și transcendență. Sunt un maestru impecabil între ale tragicomicului. Asta e forța cu care îmi scriu destinul. Mi-este sincer scrisul, oricum ar fi recepționat de dumneavoastră. Nu mai îmi pasă. Nu vă mai iau în calcul. V-am zis că o să deslușim împreună. Eu trăim pe scenă, iar dumneavoastră fiind spectatori, un altfel de teatru interactiv. Cine se crede a fi această ființă? Enia. Întotdeauna m-am dat în caruselul nebuniei mele. Doar așa mi-e dat să trăiesc sublimul. Și le arăt și celorlalți cum e să crezi cu toată ființa ta în propriul vis. Cât de posibil poate fi imposibilul. Sunt în vizită la crematoriul dureroaselor iubiri, le plâng pe toate, deși înțeleg că doar trăindu-le am reușit să cred că această aparentă frumoasă iluzie va fi cheia intrării pe tărâmul înțelepciunii. Doar trăind aieva visul. Aceasta mi-e singura înțelepciune de a fi. O dimineață nostalgică. Are ceva nostalgia. O liniște și o tristețe care se îngemânează, curg una către alta împreună. Deși deplângi paradisuri pierdute, te bucur că le-ai întâlnit și trăit. O astfel de dimineață am trăit în drum spre casă, gândindu-mă la acest buchet de suflete perechi pe care ușor-ușor îl strâng în viața mea. Cred că subtil m-am prins că doar colecționând astfel de clipe maestoase, cu bucuria asta dementă de a trăi, merită să stai pe aici. Toată seriozitatea și lamentația absurdă de aici dau plictiseala vieții. Ciudate ființe mai suntem. Norocul și blestemul meu, deopotrivă, că m-am născut altfel și mă încăpățânez să rămân așa.
Am sacrificat atâtea pentru acest vis. Sunt un cimitir întreg de iubiri moarte. Ofrande aduse acestuia, încât aceste momente de detașare față de propriul destin mă fac să simt o imperceptibilă, subtilă deznădejde. Iată alt cuvânt care merge în perfect tandem cu visul. Dar știu că o să tragă și acest gust, la fel ca toate celelalte, și că doar acest delir îmi rămâne de trăit. Singurul care mă poate face să trăiesc așa, așaul ăsta asumat deja, în care să știi că pot să fii cenușă, dar și zbor. Încăpățânată mi-s de mică, de parcă aș ști eu despre toate cele ce mi se aștern ale trăi. Nu am frica asta să viețuiesc, orice mă duce mai aproape de vis sau patologie. Așa mi se șoptește, arată, indică. Și chiar de rup din viscere neîmplinirea lui, nu renunț. Nu pun nicio etichetă, cu nostalgiele trăiesc pe cele lipite de alții. Cumva doar timpul o să releve totul. Timp, vis, destin. Nu putem să ne iubim așa cum suntem. Dependența ancestrală de suferință ne vârâm pe gât adevărurile fără să mai trăim mirarea celuilalt, fără să ne lăsăm modificați, pentru că știm fiecare cum e cu iubirea, nu? Astăzi seară mă vârâm cochilie și nu mai îmi zic nimic despre nimeni. Curge încă inocență și n-am cum să-mi pară rău că iubesc așa. Refuz să viețuiesc altfel. Scriu și șterg, ritm alert emoțional, toate într-un loc și nimicul de oriunde. Mă paște să-l pădicia. Racord emoțional cu ceva ce ține de inefabil. Definesc nedefinitul într-un vis halucinant pe care nu recunosc că nu-l pot trăi. Scenarii absolute rupte în bucăți de realități diforme. Astăzi o să tac. Mi-am propus intim să mă schimb. Nu știu de unde să încep, din adâncim sau de la suprafețe. Dacă schimb suprafața, ar însemna să neg adâncul. Dacă schimb adâncimea, din morcina lui, nu ar mai ieși și nu feri. Oricum, fiecare suprafață are netezimi și aspirități, cum fiecare ocean își are capătul în noroi. Până acum n-am reușit să mă schimb. Nici nu am încercat. Trăim ca și cum. Vezi? Încep alte cuvinte să se aștearnă, iar pe tine te pierd, deși nu mai știu de te-am avut vreodată. Doar fracțiunile de secunde rămase până la sfârșit, îmi vor spune cu exactitate de a fost vis de îndeplinit, o robiată patologie. Nebunul lucid din mine dă șanse de a fi oricărei variante. Cine poate ști? Tu știi? Nici eu. Dar chiar dacă pe lumea asta nu mi-o fi dat să te găsesc, înseamnă că nu aici trebuia să o fac. Iar într-o eternitate a prafului de stele te voi găsi. Nu te-aș fi căutat dacă nu te-aș fi găsit. Pe unde îmi bântui suflete? Nu știu ce să fac cu tot ce știu, iar despre ce nu știu, nu vreau să știu. Probabil că iar nu o să știu ce să fac cu tot ce aș ști. Până acum, dacă chiar nu mă mint, s-ar putea să cere scrise cele mai frumoase și bune cuvinte despre patologia visului meu. Dar cum e? Vocea care îmi șoptește pervers că mă mint e intuiția sau patologia?
Oricum mă simt răsfățată. Inspirația e toată memoria mea afectivă, intactă, indestructibilă, vie. Ideea năstrușnică, ironică, e că mi-a trecut prin minte și inimă asta. Sufletul meu pereche e gigolo. S-au scris în carte, ca de la sine, câteva frânturi care nu au mai putut să stea cuibărinte în mintea mea întreruptă și pare că au găsit găuri în suflet ca să iasă la iveală. Altfel le-aș fi lăsat acolo să oțețească. În sufletul ăsta osândit să le trăiască. Despre iluzie este vorba și despre lunga listă cu amintiri și nume care l-au ținut în viață până la eterna moarte prematură. Dar în fiecare sfârșit am găsit magie într-un alt început, suduind, cadurut și durat. Atât. Niciodată nu am reușit să las oamenii în urmă, să renunț cu dezvoltări la cineva care îmi place. Se aprinde instant aceeași foame, rulez la nesfârșit aceeași bandă, ca și cum patologicul vis abia așteaptă să se hrănească cu speranță. Speranța că va fi el cel căruia mă voi dori cu tot ce am, cu tot ce sunt, fără teamă, admirându-i lumea, rănile, drumul, visele. Bineînțeles că sunt clipe în care pare că nu mai cred și mă apucă disperarea, că până la sfârșit s-ar putea să nu fie decât simpla simptomatologie, dar mi-asum. Stau în bătaia propriilor voastre percepții, adulmec etichetele, înțeleg că apariția mea, felul absurd de a fi și iubi, după care îmi construiesc propriul drum, vă clatină. Accept orice calificativ, chiar dacă mutilează. Mereu am senzația umilă că aveți nevoie de mai mult timp ca să se aștearnă înțelegerea. Abia atunci voi fi plecată și eu de ceva timp, nemai aparținând. Ironică magie. Cam de câtă maturitate este nevoie ca să fii matur? Și cum face rost de ea? Se măsoară în grame, tratamentul este zilnic până ajungi să te porți maturi, aduni socoți, spui ce nu gândești. Ăsta e jocul matur? Asta a rămas? În asta sunt obligată să mă transform? Pot fi mimetică, dar nu pot să renunț la ideal. E ca și cum n-aș fi trăit deloc sau n-aș fi iubit nimic altceva decât chimere. Aleg să trăiesc tot așa, oricât de multe amprente am în mine. Știu că atunci când plec, când pot să plec, nu iau nimic cu mine. Și toate devin doar amintiri frumoase. Exact genul pe care maturitatea nu le poate cuprinde, tocmai pentru că joacă un joc abscons până la absurd. Sunt un personaj indecent. Nu am decența să mă încred până la capăt în înțelegerea subtilă a celor mai grotești neînțelesuri. Mă încăpățânez să cred că trăirile au avut substanță, că nu le-am colorat frumos până la supradimensionări iluzorii, în fapt. Care realitate e mai realitate? A mea, cea în care am trăit bucuria iubirii, sau a ta, în care doar calcule instinctuale, demente, te-au făcut, te-au mânat să aparții sau nu momentului? Ca să înțelegi magia, trebuie să fii măcar nebun. Ca să o și trăiești, trebuie să îndeplinești 3 condiții. Să fii cât de nebun poți tu să fii, cât mai nebun de fiecare dată, foarte nebun. Oamenii își văd cumva de viața lor. Așa încerc să fac și eu. Așa facem toți. Mai iluzorie decât propria nebunie de a căuta este chiar iubirea lor,
un rol bine jucat, demn de statui diforme, în care important e doar ce se mișcă în măruntaiele celui ce privește și cât de viu, ori sentimental își mai permite să fie după atâtea tragice comedii trăite, stând în primul rând, simțind și ovaționând. Suntem toți prinși într-un spectacol de zile mari, în care regizorul pare că e veșnic nehotărât, nu știe încă ce rolul ni se potrivesc. Eu încă mai sper să joc rolul vieții mele, acela de a fi iubită și de a iubi pe unul și de a fi iubită de el, până la sfârșitul acestei reprezentații. Dar nu așa cum o fac toți, ci cum doar nebunii își permit. Iar mă prind în gemănări între noapte și zi, reflectând cu ironie ori amuzată, revoltată ori tolerantă față de percepțiile altora ce devin uneori intolerabile. Alergăm bezmetici după chimere și ne ratăm. Ratăm tocmai genul de întâlnire fascinant a unor lumi frumoase, tocmai prin unicitatea cu care s-au desăvârșit. Și poate e o igienă strict emoțională să ne lăsăm unii altora uitării. Nu i-am putea conține pe toți întâlniții, dar ar putea fi imperativ să reținem strict amintirea care face din respectiva întâlnire un moment magic. Nu? E cât se poate de inuman să ți se dea o memorie afectivă impecabilă și să ți se fure memoria întâmplărilor reale. Mi s-a zis de curând că port în mine un soi rafinat, se înțelege, de cinism. A pus întrebarea dacă are vreun nume. Mi-am răspuns că e universal, deși chicoteam. Nu e cinism. E un soi hibrid de sarcas, dar nota generală este că viața poate fi încadrată cu ușurință la categoria ironică, dar frumoasă. Mă agăț inuman de delirant de partea nevăzută a ei, de frumusețea care știe să-mi smulgă încă șurai fierbinți ce cad din ochi și se preling până în suflet. De acolo începe spiritul meu să cânte. Poate să mă întreabă și alții ce patologie o fi asta. E simplu, cea unui vis. Cu cât se nasc de temiri de unde și mai ales când micile șanțuri de suprafață ale corpului ce se pregătește de amur, cu atât se adâncesc amprentele fiecărui om întâlnit. Chiar de unele rămân pentru totdeauna, pentru că te forțează să nu mai fii tu, ci să devii. Se mai adâncește și nebunia în căpățânarea de a trăi așa. Și indiferent câte măști am purtat din joc, curtoazie ori obligată, am rămas aceeași, greu de înțeles, de trăit cum, de iubit, dar și frumos. Chiar și pentru mine însă. Câteodată, mai tot timpul, cred. Dizolv orice gând de vreo câteva zile într-o nostalgică stare. Nu e cu durere ori suferință, e cumva încă nedeslușit, deși sunt vulnerabilități pe care le recunosc cu ușurință. S-au mai slăbit lanțurile, dar tot nu vreau să fiu consecventă. Sunt deja în a fi inconsecventă. Mă întreb adesea de-mi place mai mult spontaneitatea întâmplării decât disciplina acțiunii voite. Am o stare mută în care abia vorbesc, parcă concentrat, parcă alehamite, parcă nimic. Mă retrag înăuntru, deși am dor de afară. Simt nevoia acută să mă îndrăgostesc. Mai simte cineva așa ceva? Aproape impardonabil de gelos l-am simțit, chiar și când i-am șoptit o poezie ridicolă pe o muzică de suetă. Era ca o păsare de rând între noi, să ne împingem limitele dincolo, acel balans etern știut doar de noi,
al agoniei imposibilității de a aparține și al extazului de a fi mereu ceva între noi. Mi-a răspuns prin neșoptire cu poezia lui la admirația mea în fața poetului. Ce emoție! Știam că o să urce, speram să și rămână. N-a rămas. Ce gol imens și liniștit a lăsat după ce mi-a tot citit poeziile noastre. Ascult acum o melodie. Înțeleg că tu m-ai iubit. Și mă înțeleg că știm să ne descifrăm de fiecare dată sufletele cu un limbaj încifrat ce ne sperie chiar și pe noi. Sunt aproape impardonabil de geloasă, știind câte muze o să-l inspire. Am ratat însă tocmai împărțirea la doi, la unul singur, acestui ordinar înșelător vis. N-am reușit decât să ne iubim ca în cea mai frumoasă, perversă, neterminată poveste. Ceva fără de început, doar cu tragic sfârșit. Parcă nu a fost. Dar ca și cum ne va modifica pentru totdeauna această întâlnire profund patologică, plină de vise fărmițate, de oglinzi sparte, negre. Niciodată nu ne-am putea fi suficienți, dar nici prea plin. Și timpul trece îndărădnic pentru fiecare. Amândoi căutăm frenetic să-i fie visul realitate. Chiar dacă fiecare a lăsat în urmă, într-o veșnicie, acest vis neconsumat. Adevărurile ce au contat le-am urlat mereu într-o tăcere de plină. Și numai vârtejul simțirii lăundrice m-a făcut să plâng tăcut în timp ce zâmbeam deja ador. Iar unul fi va împlin zbor, iar altul o biată târătoare, ce doar memoriei defectă, cuvintele din ea, îi vor aduce aminte că, preț de câteva momente, ai fost doar soare. Ce mai rămâne atunci când obosești și crezi că nu ți-e dat să îmbălui visarea cu ochii deschiși? Ce-ți mai rămâne atunci când cu ochii strâns, închiși, știi că totul ar putea fi posibil? Aștept să-ți treacă și să nu te consume teama de biet diagnostic înscris în patologii, oricum subiective. Aștept să treci din nou, chiar dacă ești plină de găuri. Prin ele se vede lumina. Cu degete lungi, răsfirate, cu tremuri de copil, a atins o parte a sufletului meu nepătătorită de iubirile trecute. O pagină ce are în ea cuvinte nerostite, ci doar 7, perverse aproape toate, dar de un sublim ceacur firesc în nefirescul întâmplării. Și o primă dată când am scăpat de vis, știam deja că e imposibil să-l trăim. N-am spus nimic, doar am simțit. Mi-am construit acest imposibil vis ca să-mi acopăr nebunia, măcar să o justific, măcar să curgă înspre ceva. Și cum mi-am pus toată viața la bătaie să o trăiesc absurd, altfel, m-am agățat cu încăpățânare de același ideal ce mă bântuie de când eram doar o copilă. Și am desenat un labirint aproape de nedeșifrat și pentru mine. Nu știu cine mai sunt. Știu doar că din mine doar visul o să rămână. Nu mai desimt mirosul acelei iubiri. Și atunci în mir ne urcă vulbătaia în pasiune ce curge prin vene. Începe visul să mă posede supra-dimensiunea scasă pătrund în tărâmul magic al lumii mele. O lume condamnată să creadă în eternitatea unei simple, dar maiestoase iubiri.
Mirosul meu de sub soară trădează, fără a avea drept la regie, un soi straniu de trăit nemai încăput în minte și suflu, de vreme ce, cu miros atât de rafinat ce posed, n-am reușit deloc să înțeleg de unde vine. De dimineață inima s-a suit în gât, îi place acolo, e locul mai strâm și se simte prima donă. Aplaudată pentru efecte de întreg corpul meu care nici că mai vrea să audă de informațiile care vin direct de la centru. Ca într-un dans nebun pe sârmă, ca într-o baltă de adrenalină pură, încearcă să poată să viețuiască, să supraviețuiască până își găsește stăpânul, cu mirarea și ardoarea și implorarea că știva ce să facă cu dânsa. Când toată lumea doarme, eu visez, iar visele puternice, delicate sau nu, ce mă consumă până la capăt, fără să am forța să mă opun, mă trezesc tot timpul. Pe semne subconștientul îmi arată gratuit, crede el, cum e de fapt, făcându-i se milă de căutări cu întrebări ce au prea multe răspunsuri. Ne-am visat atâta liniște între noi, că și acum doresc, ori visesc ochii deschiși la zile și nopți în care să nu ne vorbim prin cuvinte și doar să ne trăim cu aceeași ambrozie, hrăniți de zei, înfumetați, nesătui, până la sufocare. S-a terminat visul cu probabilitatea unei indecențe ultime, curtată de o lingerie roșie mătăsoasă, cu ape indigo și aurii, ca atunci când nu sunte, ci miliarde de stele s-au tocit în praf de sclipici, pentru a învălui cald în tăcere universala noastră întâlnire. Încă te port și habar nu are nimeni cu cât dor. Astăzi seară scriu ultima pagină din patologicul meu vis. Derizor pentru unii, etern imbecil pentru alții, deplasat oricum pentru majoritatea. Îmi plimb pașii și gândurile pe străzi nebătute, mă las necunoscutului să mă conducă spre acasă, înțeleg câte îi sunt date unui singur om să tot ducă pe lumea asta, să lase nume trecut, amintiri, iubiri trecute sau neîmpărtășite, și realizez mereu, fie cu amuzament, ori cu revoltă, în funcție de ce mai pot încă să simt, că ființa mea nu aparține niciunui timp. Îi este dat să poarte idei de suete, să muște zdravân din tot ce este dat de viață să guste. Nu știm să ne cuprindem, n-avem cum. Împărtășim bucăți de drum, fiecare alergând vesmetic după vise intime, unele neștiute de alții, de nimeni. Pe al meu îl stric cu voce tare sau șoptit, oricărui întâlnit. Aceasta a fost Aniel Mars și alei bucăți de suflet patologic. Și are mărturisiri următoare: histrionul demascat, femeie trădată, eu, călugărul și Dumnezeu, în tandem cu singurătatea. Nu vă îngrijorați și nici nu vă sfiiți. O să vă port cu nonșalanță prin mine.